Inorogul vă prezintă emisiunea Palatul cu Inorog. Bine ați revenit în Palatul cu Inorog. Continuăm astăzi discuția noastră despre poetul național Mihai Eminescu, alături de criticul și scriitorul Felix Nicolau, care ne spune lucruri foarte interesante și noi, pe care probabil nu le-ați auzit, despre personalitatea și geniul lui Mihai Eminescu. Pentru că tot construim în jurul numelui Mihai Eminescu o personalitate, haideți să o întregim acum cu o altă latură, mai puțin cunoscută publicului, aceea de dramaturg. Pentru că, așa cum ai spus puțin mai devreme, el a avut de mic, să spunem așa, sau în formarea lui a plecat cu actorii, cu trupele, dar până la urmă geniul lui, genul creator, a dus și la crearea unor opere de dramaturgie. Hai să vorbim puțin despre asta sau să ne povestești un pic despre asta. Da, el are un proiect, așa cum bine ai zis, mai puțin cunoscut, care se cheamă Dodecameronul Dramatic, adică o serie de piese, 12 piese, prin care el ar fi vrut să construiască o epopee pentru neamul românesc. Este o obsesie nu numai a lui, au avut-o și alții, și el spunea că noi suferim pentru că nu avem o Iliada noastră. Și atunci încearcă să construiască această epopee, face un teatru liric, deci mai puțin dispus pentru scenă, cât pentru citit și pentru recitat, și o ia frumos de la daci și romani și începe după aceea să atace punctele principale ale istoriei noastre, bineînțeles cu Ștefan cel Mare, cu Ștefăniță, da? Deci trece prin toate etapele astea și încearcă într-un fel să găsească un fir roșu care să ne definească pe noi etnic vorbind. Deci este și un studiu până la urmă de etnologie, dar bineînțeles mai mult decât atât este un impact energetic pe care el vrea să-l ofere. Adică vrea să ne ofere niște modele. Dodecameronul Dramatic nu este un proiect terminat. A lucrat la el toată viața, de altfel și unele poeme sunt rupte din acest proiect. Adică el scria la piese de teatru și la un moment dat ia de acolo și îl transformă în poem independent. Este un teatru în versuri, este un teatru foarte muzical, un teatru, de exemplu, Andrei Mureșanu, la care el a scris mai multe variante, fiind un tip elaborat și laborios, rescria mereu. Propunea variante, nu? E ca într-o simfonie, mereu reinterpreta simfonia și atunci la fel, e un caz în punct ăsta, Andrei Mureșanu ca piesă de teatru, Andrei Mureșanu ca poem, care suferă trei variante. Deci, asta face Eminescu propriu zis, scrie un teatru de mare energie și te întrebi când a avut timp să facă toate lucrurile astea, să acționeze pe toate direcțiile astea. Colosal la o vârstă, până la urmă, pentru că el își încetează activitatea creatoare la 33. Da? Chiar dacă merge mai departe chiar până la 39. Chiar te poți întreba cum a avut acest om o atâta disponibilitate și atâta energie încât să creeze, iată, sunt operele lui complete, sunt în 17 volume de aceste dimensiuni, de acest tip. Deci vă dați seama cât a putut să scrie, cât înseamnă asta pentru un om care nici n-a apucat să împlinească 40 de ani. Vă mulțumim pentru atenție, mulțumim și Anticariatului 1 pentru găzduire și pentru materialele pe care le-a pus la dispoziție și vă invităm la o nouă serie de emisiuni Palatul cu Inorog. Ai noștri tineri la Paris învață, la gât cravatei cum se leagă nodul, și apoi nivin de fericesc norodul cu chipul lor isteț de oaie creață. La ei își cască ochii săi norodul, că-i vede în birje răsucind mustața, ducând în dinți țigara lungăreață, ei toată ziua bat de-a lungul podul. Vorbesc pe nas, ca sal din pași se strâmbă, stâlp de bordel, de crâșme, ca fenele, și viața lor nu și-o muncesc, și-o plimbă. Și aceste mări furfade, ușurele, ce-au uitat pânșia noastră limbă, pretind a fi pe cerul țării stele.